Un nou scandal sexual într-o școală din București. De data aceasta, protagoniști sunt doi elevi, o fată de clasa a 6-a și un coleg de-al ei. Magda Bucur are mai multe detalii. Magda, bună seara! Care sunt acuzațiile? Bună seara! În urmă cu 3 luni, polițiștii au primit o plângere de la părinții fetei care l-acuzau pe băiat că ar fi obligat-o să întrețină relații sexuale chiar aici, în toaleta școlii la care cei doi învățau. E drept că povestea este ceva mai încălcită, iar polițiștii încearcă acum să o descurce. Se pare că cei doi copii erau de fapt iubiți și totul a pornit de la o dispută amoroasă, iar împăcarea, e drept, s-a consumat aici, în toaleta școlii. Fata a povestit colegilor ce s-a întâmplat, aceștia i-au spus părinților, le-au spus părinților. Și mai departe, părinții au obligat-o pe fată să depună plângere la poliție. Acum, cei doi copii au fost mutați la o altă școală și, dacă se dovedește că actul sexual a avut loc, băiatul ar putea fi cercetat pentru corupere de minori. Magda, mulțumesc!